Salut! Dacă ai venit să vezi acest video, un lucru e clar. Fie ești abonat al acestui canal și ți-a apărut o notificare acolo că am pus un nou video și ai intrat să vezi despre ce mai vorbesc de data asta și îți mulțumesc pentru asta, chiar apreciez faptul că te uiți la videoclipurile mele. Fie nu ești abonat al acestui canal, dar ești la început de drum în lumea cripto și vrei să înveți câte ceva despre criptomonede, despre wallet-uri, etc., etc. Și dacă faci parte din a doua categorie, te rog, apasă butonul de subscribe, fiindcă așa o să vezi și următoarele videoclipuri pe care le postăm noi. Dar acum să ne întoarcem la subiectul videoclipului de azi. Care este cel mai bun wallet în care să ne păstrăm criptomonedele? Trust Wallet sau MetaMask? Ei bine, răspunsul e că niciunul. Ca să-ți ții tokenii, criptomonedele în siguranță, trebuie să o faci pe un external wallet, pe un cold wallet, pe un stick, cum îi zicem noi. Doar așa vei reuși să-ți păstrezi tokenii de parte de hackeri în siguranță, fără riscul de a-ți fi furați de cineva. Dar cum nu toți vrem să ne păstrăm tokenii într-un cold wallet, într-un external wallet, rămânem atunci la opțiunea de a alege într-unul din walleturile care le putem accesa online. Și deși știu că sunt și alte walleturi pe acolo pe care le poți folosi, astăzi o să vă vorbesc despre MetaMask și despre Trust Wallet, pe care din el să-l alegem. E bine, când vine vorba de securitate, ambele au avut mici probleme. Nu putem să spunem că ăla e mai sigur decât ălalalt, că ăla este mai safe și că dacă îl alegi pe X sau pe Y, îți vei ține tokenii în siguranță. Există feedback negativ despre ambele de la user, așa că decizia de a folosi pe unul sau pe altul este doar a ta. Însă pentru a te ajuta să iei o decizie, o să vezi în acest video câteva din avantajele pe care le are fie Trust Wallet, fie MetaMask. Personal, prefer Trust Wallet-ul și o să spun de ce. Trust Wallet-ul este multi-network, cum îi zic eu. Poți să ții token din mai multe rețele, din mai multe blockchain-uri. Și în MetaMask, evident, poți să faci același lucru. Dar diferența este că în Trust Wallet, de exemplu, poți să-ți vezi toți tokenii în același dashboard. Fie că ai un token din rețeaua Ethereum, Binance, Polygon sau Phantom, îl poți vedea în același dashboard. În timp ce în MetaMask nu poți face acest lucru. De exemplu, dacă ai un token BSC din rețeaua Binance și vrei să-l vezi, trebuie să comuți pe rețeaua BSC manual. Dacă ai un token care este în rețeaua Polygon, trebuie prima dată să adaugi manual rețeaua Polygon și după aceea să faci comutarea tot manual. Cu alte cuvinte, să apeși acolo pe un buton ca să-ți vezi acel token. Pe când în Trust Wallet v-am zis, toți tokenii sunt afișați în același dashboard, indiferent de rețeaua în care se află. Și pentru mine ăsta este un plus, pentru că nu mai pierzi câteva secunde, câteva minute ca să stai să răsfoiești și să treci dintr-o rețea în alta. Al doilea avantaj la Trust Wallet, din punctul meu de vedere, este faptul că poți să trimiți tokenii, indiferent de rețeaua în care se află, ușor către orice destinație, fără să faci aceeași trecere pe rețea cum o faci în MetaMask. Pe de altă parte, Trust Wallet-ul are un minus major din punctul meu de vedere, dacă ești utilizator de iOS, adică dacă ai iPhone. Iar acest minus este faptul că nu poți accesa un browser, nu poți accesa DAPPS dacă ai telefon cu sistem iOS. Poți face asta doar dacă ai un telefon care rulează pe Android. Și ăsta este un minus, dacă mă întreb pe mine, deoarece multe site-uri, multe platforme se accesează via acel browser și trebuie să te conectezi la ele via acel browser. În schimb, MetaMask îți dă opțiunea asta. Poți să accesezi browserul pe MetaMask, indiferent de ce sistem operativ ai. Și ăsta este un plus. Bineînțeles că trebuie să faci acele comutări de rețea de care am vorbit mai devreme, dacă tokenul la care te uiți tu, proiectul la care te uiți tu, este într-o rețea diferită față de celelalte care le ai tu. Dar dacă e să mă întreb personal, cam ăsta este singurul avantaj major care îl văd eu când vine vorba de MetaMask. Singurul plus, dacă ar fi să adaug un plus pentru MetaMask, ar fi faptul că poți să instalezi o extensie de Chrome și să te conectezi la anumite site-uri, proiecte, cu laptopul tău folosind acea extensie. Dar bineînțeles că apare din nou aceeași problemă, că trebuie să comuți de pe un blockchain pe altul, de pe o rețea pe alta, de fiecare dată când vrei să intri într-un proiect care rulează în BSC sau un Polygon sau un Phantom sau un Solana, etc., etc. Ăsta este marele inconvenient care îl văd eu când vine vorba de MetaMask. Faptul că nu poți să-ți vezi toți tokenii, nu poți să accesezi toate proiectele din același loc fără să faci acea comutare manuală care ți-a mai mult timp decât îți ia la Trust Wallet. Că și la Trust Wallet trebuie să faci aceeași comutare de rețea, într-o rețea, într-un blockchain și altul. Dar e vorba că poți să-ți vezi, repet, marele avantaj e că poți să-ți vezi toți tokenii în același dashboard, indiferent de blockchain-ul pe care rulează. Și există și o soluție ca să elimini acel inconvenient pe care l-au utilizatorii iOS. Iar soluția este foarte simplă, poți să-ți deschizi un nou cont MetaMask folosind Secret Words, Seed Words de la Trust Wallet. Există un tutorial aici pe care îl puteți vedea și o să învățați acolo exact cum să faci acest lucru. Așa că dacă e să mă întreb pe mine, chiar dacă aș avea un iPhone, aș prefera
din nou să folosesc Trust Wallet-ul și să-mi conectez MetaMask-ul la Trust Wallet ca să pot accesa diferite proiecte prin browser. În concluzie, din punct de vedere personal, pentru mine Trust Wallet este un wallet mai accesibil. Nu pot să zic că este mai sigur decât MetaMask, dar nu pot să zic nici că este mai supus vulnerabilităților față de MetaMask. Amândouă au cam aceleași probleme, așa că personal aleg să merg înainte cu Trust Wallet-ul. Dar asta nu înseamnă că pe piață există doar cele două wallet-uri, există o grămadă de alte wallet-uri online pe care le puteți accesa și unde vă puteți ține tokeni, de exemplu Binance Wallet sau Coinbase Wallet. Singura problemă este că acolo nu o să puteți adăuga toate memecoin-urile, toate shitcoin-urile și toate proiectele mici. Dar vai, există și altele și o să las o listă cu mai multe wallet-uri în descrierea acestui video și în primul comentariu ca să puteți arunca și voi o privire. Însă acest video nu a fost despre celelalte opțiuni care le avem în piață, ci despre două dintre cele mai populare wallet-uri care sunt folosite azi de milioane de useri din întreaga lume. Și înainte să închei acest video, îți mulțumesc din nou că te-ai uitat la el, indiferent de motivul pentru care ai făcut-o. Nu uita să te abonezi acestui canal. De asemenea, dacă ai întrebări și vrei să fii ajutat în vreun fel, vrei să te ajutăm într-un fel, avem un grup de Telegram, intră acolo, îți putem răspunde la orice întrebări. Găsești link-ul pentru acel grup în primul comentariu, de asemenea în descrierea acestui video. Numai bine, ai grijă de tine!